Bună seara. Bună. Mă scuzați că vă deranjez. În legătură cu anunțul din ziar referitor la tehnicieni, mai este valabil? Da, este valabil. Da, pentru că eu sunt interesat. Acum nu ați spus ce tehnicieni, în domeniul de networking sau hardware, software? Da, nu vă supărați, v-ați citat puțin la ceas? Păi eu m-am uitat, dar eu cred că tu ai nevoie de mine, că sunt ultra specializat. Sunt și software developer, pentru că am făcut universitatea la Londra. Dacă vrei amator, te sun mâine, dar așa, dacă nu, nu mai continuăm discuția, nu-i nicio problemă. Sună-mă mâine, în timpul programului de lucru, nu după 10 seara. E, pula mea, acum, păi ce fac, frate, am nevoie de bani să moară familia, sunt copiii păstrăzi. Serios? Dacă spun ce dracu, chiar așa. Îți dau o cameră. A? O cameră de bicicletă. O cameră de bicicletă. Dar eu vreau de tractor, că e familie multă și mare, domnul. Am și de tractor, nu-i problemă. Da? Bine atunci. Și ce face? Sună mâine și mă angajați sau? Da, cel mai probabil că da. Da? Îmi spune și mie de câte tipuri de rețele sunt calculatoarele. De câte tipuri de ce? De rețele sunt calculatoarele. Hai, mă, ce drăguț, chiar așa nici nu te pricep să dau parte. Câte limbaje de programare funcționează un calculator? Ia spun. Ești la interviu acum? Păi da. Să știi că auzi, ultima dată știi ce a făcut cu 5 minute? A pus Ubuntu pe telefon. Să mor dacă te mici, ce Android, ce iOS, ce iOS. Sunt specializat, domnul. Mă percep la de toate. Foarte tare, mâncați-aș. Păi zi, mâncați-aș, mă angajez sau nu mă angajez? Sau e Caterin, că a pus vreun prieten? A pus vreun prieten anunțul ăla și să te sune lumea pe tine. Da, cred. Păi da, dar... Îmi dau ăștia megabyte. Îți dau mega... Păi aia, gata, văd că ești pe ce ești tu? Ia să vedem, ești pe Orange. Am fost. Ai fost, ai transferat la Vuda. Bine, domnule, acum serios vorbim. Ce tip de tehnicieni aveți nevoie? Serveriști, rețele, pentru ce componente sau ca să nu mai pierdem? Domnule, fără mișto. Da. Sună-mă în timpul programului, nu noaptea. Da? Nu poți să vorbești. Ai, ești cu soția acolo, este? Să supără, îți dau o perdă. Ai mers prea departe cu Caterin Casa. Da, păi aia nu ești însurat, este aia că ți-o dau pe sâmbă, știi cum arată, te sperii dacă o vezi. N-ai vrea să mai... N-ai vrea să ieși cu ea ziua pe stradă că te amendează gardă. E brunetă, așa-i? E brunetă, e fierbinte, are păr pe limbă, dă cu cuțitul, operează... O cheamă Laura, e Laura, e fată bună și o cară mișto să mor. Sigur. Dacă îți spun... Să fie, dacă o vezi, zici să usucă USB-ul, să n-am parte bufa de la USB. Să n-am parte de hardiscul de la calculator, dacă te mint. Să mă vezi în DDRAM 3, dacă te mint, și în rețele neuronale. Vedeam mai cu calculator octocor să te oftic. Da, m-ai amuzat, grozav. Dacă știi cine ești, îți mulțumesc că mi-ai... Deci o problemă, caut de lucru, asta trebuie să știi, caut de lucru, sunt specializat la de toate și ce să mă zic atunci? O lasă că-l sun pe Bill Gates și dacă nu mai sună înapoi, înseamnă că m-a angajat, el m-a angajat. Da, bun. Super tare. Mi-a plăcut de tine. Te pupă, Pardalian, fratele tău de la Microsoft, da? Hai că te lasă, noapte bună. Te pup, auzi, te pup pe PowerPoint. Hai, noapte bună.